Primăria Piatra Neamț se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Municipalitatea Pietreană a demarat de câteva zile pregătirile pentru iluminatul festiv de sărbători. Luminițele vor fi aprinse pe 1 decembrie. Chiar dacă autoritățile locale vor folosi aceleași ornamente, lumini și instalații din anii trecuți, orașul va străluci feeric cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Primăria Pietreană a demarat procedura de achiziție publică pentru montarea decorațiunilor și a instalațiilor de iluminat. Valoarea contractului este de 115.000 de lei cu TVA. Intenționăm pornirea iluminatului ornamental pe 1 decembrie, așa cum facem în fiecare an, pentru a marca și Ziua Națională a României. Totodată începem să conturăm un program pentru sărbătorile de Crăciun și Revelion. Cel mai probabil că va fi organizat la fel ca în fiecare an un spectacol de Revelion. Atunci când vom avea un program foarte clar stabilit, vom prezenta publicului larg programul complet. Orașul va fi împodobit cu ghirlande și instalații luminoase, Moș Crăciun gonflabil, LED-uri multicolore, ornamente tridimensionale, candelabre, stele luminoase, figurine 3D, brazi de diverse dimensiuni. Ca în fiecare an, primăria va primi și vizita delegațiilor din orașele înfrățite cu Piatra Neamț. Totodată, pentru 1 decembrie, noi am transmis invitații către orașele înfrățite cu municipiul Piatra Neamț și sunt deja câteva confirmări de participare din partea orașului înfrățit Orhei din Republica Moldova, din partea orașului Bergama din Turcia, o delegație formată din 4 persoane, din partea orașului Hliboca și chiar din partea orașului Chișinău. Așteptăm în continuare confirmări și evident că delegațiile din orașele înfrățite vor fi invitate să participe la manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Municipalitatea pregătește manifestările dedicate acestei zile, pentru care s-au alocat 20.000 de lei de la bugetul local.